Iubiți frași și doamnelor și domnilor, pentru mesajul în limba română, deschidem cuvântul lui Dumnezeu la psalmul 46, un verset cunoscut în acest psalm, versetul 10. Psalmul 46 cu 10. Să ascultăm acest pasaj biblic. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Amen. Psalmul 46 este un cuvânt profund, un cuvânt adânc. Se pare că ar fi fost scris de împăratul Ezechia în timpul asediului asupra Ierusalimului făcut de Sanherib atunci după ce a reușit să facă cu meșterii lui, cu oamenii lui, cu inginerii lui o construcție care este invidiată și astăzi, tunelul lui Ezechia. Este un tunel de aducere a apei de la izvorul Gihon în oraș pentru ca inamicii să nu oprească sursa de apă a orașului și oamenii să moară de sete. Dar ceea ce a fost de remarcat și a rămas în istoria ingineriei universale, mondiale, este că oamenii lui Ezechie, în vremea aceea, fără binoclu, fără laser, fără aparate de lucrat pe dedesubt ca la canalul Mânecii a mers pe două fronturi cu săpatul tunelului un front a început de la Gihon și un front din oraș și prin munte așa de bine au calculat că cele două fronturi s-au întâlnit împreună exact o tehnică greu de imitat chiar cu știința modernă recent singurul lucru care s-a făcut în istoria modernă este tunelul pe sub canalul Mânecii, între Franța și Anglia, când cele două echipe care au forat din Franța și din Anglia, deci cu tehnologia de astăzi, cu laser, cu computer, au reușit să se întâlnească împreună pe sub fundul mării și să fie uh, tunelul acesta celebru. Dar Ezechia, deci este omul care spune acum, nu ne temem, este un izvor în mijlocul nostru, este Domnul în mijlocul nostru, avem ce ne trebuie ca să fim apărați. Și apoi este uh, versetul 10. Dar înainte de versetul 10, permiteți-mi să menționez ceva și la versetul 9. El a pus capăt războaielor până la marginea Pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița și a ars cu foc carle de război. Specialiștii în probleme profetice. Vreau să notați aceasta, pentru că este bine să cunoașteți. De asemenea, specialiștii în militari, în istoria războaielor. Spun următorul lucru, că Salmul acesta, 46, ar potrivi profetic cu anul 1900. 46. Când, când, în sfârșit, pe pământ este pace. S-a încheiat în 1945, cel de-al doilea război mondial și anul 1946 este primul an fără război, fără conflict. El a pus capă războaielor până la marginea pământului. Versetul acesta ar vorbi despre acest adevăr. Și se pare, după statistici, că în anul 1946, în luna septembrie, a fost singurul an cu o lună întreagă fără niciun război pe pământ. Și acum vine versetul 10. Opriți-vă! Și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Mesajul meu pentru dumneavoastră în această seară se intitulează Vrei să fii înțelept? Vrei să fii înțelept? Ne vom uita într-o formă aliterată, așa cum ați văzut în ultima vreme, procedând la versetul acesta și vom vedea procedura prin care cineva se poate înțelepți. Procedura prin care cineva se poate înțelepți. Primul lucru pe care îl cere cuvântul lui Dumnezeu în pasajul nostru de astăzi este acesta. Vrei să te înțelepțești? Stai puțin. Opriți-vă. Stați un pic. Suntem într-o fugă continuă. De parcă de noi depinde toată lumea. Nu depinde de noi, nu depinde de mine, nici de tine. Este bine să fim activi, este bine să fim harnici, nici o îndoială, să nu cadă cineva că predicăm lenevie și predicăm uh, trândăveală. Dormim până la 12 în fiecare zi și visăm să ne cadă grătare și Coca-Cola din cer. Nu se întâmplă treaba aceasta. Nu se întâmplă. Dar cuvântul Domnului spune, vrei să fii înțelept? Stai puțin, opriți-vă. Încotro alergi și de ce? Oprește-te un pic. Spre ce alergi și de ce? Spre cine alergi și de ce? De ce te grăbești? Unde te grăbești? Oprește-te puțin. Oare nu trebuia să fie în alt loc decât cel în care ți-ai plănuit să te duci? Oare, cum a spus Mântuitorul Iisus Hristos, am vindecat zecele proși, unul s-a întors să mulțumească și la un străin, un samaritian. Și cum a întrebat? Unde sunt ceilalți nouă? Spre ce s-au dus? Spre ce au alergat? Vezi, deci zice, păi s-au dus, dus la preoți ca să se arate așa după cum le-a spus Isus. Ia, s-o cineva. Un om care nu mulțumește nu se duce să caute casa Domnului. Nu se duce să caute templu și biserică. Unul s-a oprit. Și a zis, dacă pot să intru și eu în societate și mi-a crescut din nou degetele la loc, pot să simt că boala de lepre este de așa natură, poți să te arzi. Și nu-ți dai seama că te arzi. Pentru că nervii sunt mâncați și nu, se, nu simte. Nu simte. Uh, și de aceea mulți, mulți s-au tăiat fără să știe că s-au tăiat, sau ars fără să știe că s-au ars datorită leprei. Și omul acesta a zis, pot să intru din nou în societate. Mă opresc puțin să-i mulțumesc celui care mi-a făcut bine. Vrei să te înțelepțești? Stai puțin. Oprește-te un pic. Și puneți întrebarea, din nou. Unde alergi? De ce? Spre ce? Spre cine? Cu ce scop? Te oprești și asupra cuvântului lui Dumnezeu? Pentru că după ce ne spune formula de înțelepciune este aceasta, de înțelepțire este aceasta, stai puțin. A doua formulă, al doilea pas este studiază mai mult și să știți. Dacă vrei să știi, trebuie să înveți. Deci stai puțin, Studiază mai mult al doilea lucru. Ce studiezi? Ce carte ai în mână mai des? Dacă te pregătești pentru specialitatea în care ești, este bine, dar pentru viața eternă te pregătești, atunci ce carte deschizi? Ce studiezi? Ai ajuns la concluzia că Dumnezeu este stăpânul absolut al universului? Ai ajuns la concluzia că Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, este singurul mântuitor? Din studiile tale ai reușit să înveți că nu este altă cale sub soare dată oamenilor în care să fim mântuiți. Și calea nu este doctrina unei biserici ci calea este o persoană, se cheamă Iisus Hristos. Ai studiat lucrul acesta? Stai puțin, studiază mai mult, pentru că Dumnezeu nu se bucură de o adunare de ignoranți. Expresia repetată pe care Sfântul Apostol Pavel o folosește în scrierile lui, în traducerea Cornilescu sună mai, mai dulce, zice, nu vreau fraților să fiți în necunoștință de și spune mă rog problema însă vreau să vă spun că în greacă și în ebraică în greacă și în engleză, în traducere engleză este nu vă vreau să fiți niște ignoranți fraților Domnul nu se bucură de o adunare de ignoranți de oameni care vin și se bată în piept și spun, mie nu-mi trebuie Scriptura, mie totul îmi descopere Duhul Sfânt. Aș vrea să văd pe omul ăla. Și l-aș trimite la pocăință. Omul ăsta încă nu cunoaște pe Dumnezeu. Încă nu cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că în cartea aceasta scrie credința vine în urma auzirii cuvântului. Cuvântului. Stai puțin. Studiază mai mult căutați în cartea Domnului și citiți, a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Cercetați scripturile, a spus Mântuitorul Iisus, a spus profetul Isaia. Deschideți scripturile, pentru că așa te luminezi când doi Apostoli, doi ucenici mai degrabă, mergeau de la Ierusalim pe drumul Emausului în ziua învierii din morța Domnului Isus Hristos. Aduceți-vă aminte, când a început străinul acesta, care știm că era Isus, acum să vorbească cu ei, spune, le-a deschis scripturile de la lege, la proroci, la psalmi. Și a spus, când ne-a deschis mintea cu Scriptura, atunci am început să pricepem. Studiază mai mult, dacă vrei să te înțelepțești. Și apoi, deci stai puțin, opriți-vă. Studiază mai mult și să știți. Și al treilea lucru, dacă vrei să te înțelepțești, supune-te total. Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Nu tu ești Dumnezeu, nu eu sunt Dumnezeu, nu banul tău e Dumnezeu, nu sănătatea ta e Dumnezeu, nu poziția ta e Dumnezeu. Toate acestea pier, pier într-o clipă. La criza economică din 2008, când a lovit criza aceasta America și apoi a lovit Europa, un businessman din Rusia, a fost în presă, ce vă spun eu, într-o noapte, într-o noapte, a pierdut 40 de miliarde de dolari, într-o noapte. Nu banul tău este Dumnezeu. Nu influența ta este Dumnezeu. Aici spune, eu sunt Dumnezeu. Este Dumnezeu care stă deasupra și este Dumnezeu care este în biserică. Este Dumnezeu care vrea să locuiască în tine și în mine. Pentru că ne-a făcut Templul Lui. Nu poți fi om înțelept dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu cunoști înțelepciunea. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este, din nou, o persoană. Iisus Hristos spune, Pavel despre Iisus Hristos, că Dumnezeu l-a făcut înțelepciune. Pe lângă neprihănie l-a făcut înțelepciunea lui Dumnezeu. În această seară, în concluzia mesajului în limba română, întrebarea mea este aceasta. Vrei tu în adevăr să te înțelepțești? Dacă da, Trei lucruri simple le poți face. Stai puțin, oprește-te. De ce alergi și unde? Caută casa Domnului. Caută poporul Domnului. Caută-L pe Dumnezeu. Apoi, după ce te-ai oprit, stai puțin, studiază mai mult. Vrei să cunoști adevărul, vrei să ajungi om înțelept. Studiază, studiază cuvântul lui Dumnezeu și te vei înțelepți. Și apoi supune-te total lui Dumnezeu, pentru că după ce îl cunoști pe Dumnezeu, nu mai poți să alergi cum ai alergat până acum, fără rost. Nu mai poți să fii Dumnezeul tău și stăpânul tău, ci te pleci cu zmerenie în fața Marelui și singurului Dumnezeu, Dumnezeul Scripturilor. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Să o căutăm și să o găsim. Și cuvântul Domnului spune prin Proverbe 8: Cine mă caută cu tot din adinsul, mă găsește. Dar cine se opune mie, va fi nimicit. Mă rog, Domnului, să cauți înțelepciunea Lui împreună cu mine. Amin?